de mandat cu respectivele asociații de proprietari. Și acum, ca să am făcut primele trei etape, noi le-am parcurs, astea sunt identificarea și inventarierea bunurilor, înștiințarea asociației de proprietari, hotărârea adunării generale a proprietarilor, înscriere în programul local, după care am procedat la partea de proiectare a lucrărilor de intervenție, etapa a patra, din care s-a făcut expertiza tehnică la respectivele blocuri, auditul energetic și documentația de avizare a lucrărilor de execuție. Da. Acum, următoarea etapă, după aprobarea de către Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici, e proiectarea. Acum, după cum ați văzut și noastră, în partea de în documentația de avizare a lucrărilor de execuție, acolo au fost trecute și niște valori, valorile respective pentru lucrările care se fac. Proiectantul a luat statistică și după, dacă cred că ați văzut, eu am făcut aici un calcul pe apartament. Deci finanțarea este 50% bugetul statului, 30% bugetul local și 20% asociația de proprietari. Deci proprietarul, prin asociația de proprietari. Acum diferă de la un bloc la altul în funcție de lucrări. Lucrările sunt aceleași care se fac, le pot și spune ce lucrări se fac. Pune lucrările, ce anvelopări, inclusiv schimbarea geamurilor, da, se schimbă cu geamul termopane, deci lucrările astea... Deci lucrările sunt termoizolare pereți exterior, înlocuire, întâmplărie, deci geamurile, înlocuire... Geamurile nou? Da. Și uși? Ușa de la intrare. Pe exterior. Și ușa de la balcon. Ușa de la balcon și ușa de la balcon este cumplită. Întâmplărie așa, asta e... Ăla e. Nu, de interior nu respiră la cameră. Nu, deci ce e cu partea exterioară? Cum am putut cu toate și asta? La ușa de la balcon, cum vine? Acum o să vă spun niște chestii. Acum noi aici avem niște pile excepționale. De treaba asta se ocupă secretarul de stat Murgean, care e prietenul meu. Și care zic, bă, cine se mișcă? Că vă dau și să contribuiți mai puțin, vă băgăm. Nu, hai, dați, hai, dar nu. Și oamenii... Dacă ai pe companie, nu mai... Dacă nu are asociație, dacă e blocul 13... Dacă nu e asociație de proprietari, dar nu poți promova... Știu, dar... Auzi, două scări, cum e la blocul 13, două scări sunt la asociație. Aveți un ministru, și vreau să facem un scări. Domnul președinte, nu vreau să trec. Mai puțin, era de București. Doar asta e și una noi. Vă spune stadiul, să ținu licitație, la ce fază? Ce fază? Deci... E mega mobil, fază a patra... La etapa a patra, proiectarea lucrărilor de execuție, în care s-a făcut auditul energetic, detaliile de execuție și urmează proiectarea lucrărilor. Proiectul tehnic. Deci acum, dar proiectul tehnic nu se poate până nu se aprobă în Consiliul Local indicatorii tehnici. Deci aprobarea în Consiliul Local. Da, da. Da, mulțumim. Da, cine să înscrie la domnul Colda? Domnul președinte. Domnul Maron. Mai puțin. Așa. Și este vorba, la noi, la bloc, s-a ținut ședința de asociații de locatari în privința acestei investiții, acestui lucru. Și, după câte am înțeles eu, cum o zice și domnul primar, să pun și geamurile și tot. Ușa la balcon interioară, care zice dumneavoastră, are tot parte de lemn, dar interioară, că balconul la noi, nu vedeți cum e. Să pune sau nu să pune? Să pune. Bun. A fost o discuție la noi, la ședință, că era vorba că zice că și acoperișul sau ceva, să faci acoperișul nou.
Acoperișul la blocul la scară, e vorba de blocul 7, scara C. Și vă vorbește apartamentele cu... Ele cu acoperiș blocul? Nu-i cu acoperiș, da. E fără acoperiș. Se izolează partea de... Se face termoizolare. Asta am vrut să întreb, bun. Una la mână, doi la mână, a doua întrebare. Care este situația cu subsolul? Că spunea, ăia când au venit atunci cu domnul Listor și unul, erau doi sau trei oameni care au fost chestia că și subsolul, zice, domne, se va intra poate și subsolul la izolare. Adică să repare și să facă. Întrebare știi. Nu știu cum o să ia aici, că îi face termoizolație la care are subsol de desubt. Dar nu înseamnă că scurăță buza. Bineînțeles, categorii, bine. Dar momentul când faci acolo, cum să bagă acolo? Mai sunt care sunt subsolul. Dacă nu se bagă, până nu scurăță proprietarii. Adică este trebuie curățire. Aia nu scurățător de buză. Aia constructorul care fără să nu instalați. Tavanul deasupra care este bine. Dacă nu, fără. Atâta am vrut să treci care este domnul Aron. Domnule, de la bun început vreau să spun că mă opun categoric la porcăria asta de decrete solare. De? Mă opun la porcăria asta de decret care s-a dat de decretul. Și argumentez de ce. Vă rog să ne spune guvernul când trebuie să le ducem mobilă nouă în apartamente. Și sunt mulți care vreau să bea apă de la puț, de la fântână. Când trebuie să mergem să le ducem apă cu căleata să bea apă de la puț? La aceștia care stau în loc. Domnule, s-a mai făcut imediat după Revoluție o porcărie. Am împrocătărit pe tăți de la loc, care și-au luat un apartament înainte de două luni cu Revoluția, au plătit câteva... 10 de milioane în bani, ăștia stau în bani de câteva sute de mii. Ceva sute de mii. După Revoluție, din imediat și le-am dat apartamente în blocuri cu 3 camere cu 60 de milioane și cu 2 camere cu 40 de milioane, rate de 30 de ani. Sunt care și acum plătesc 7 lei rată, pentru că au rată de 30 de ani. Nu se poate. N-au privaților cine face. Nu mie, la privație. Cine face efectiv la privație? Nu ne face nimic absolut. Și în ideea asta gândită, tâmpită, care au gândit-o, să faci auditul energetic al blocului, să faci proiectul de execuție, vă dau scris că auditul energetic și proiectul costă mai mult decât costă materialele pentru anvelopare. Așa e, aici ai făcută că unii oameni să aibă, să poată să îmbogățească. Nu se poate. Este o porcărie. Eu categoric mă opun la așa ceva și să stați să gândiți bine. Sunt unii, domne, unii stau la bloc, unii stau la casă privată, unii că, domne, de ce ajută? Și pe la pe privat cu ceva. Un bătrân care stă acasă, păi dă niște lemne. Nu i-am derogat nimeni casa. Azi mâine îi spune să mergem să amvelopăm și căsile de la podul Pau și de la Firidă. Nu se poate. Vă rog să stați foarte bine, să vă gândiți, pentru că nu este așa ușor că suport pe Consiliul Local. Drept că ne dă, că este și ne ajută. Dar, doamne, de ce să cheltim banii de aceasta? Eu vă rog să vă gândiți bine. Eu spun, eu vreau, de fapt, și încerc să ies în presă cu un articol, nu se poate. Asta este cea mai mare porcărie care s-a putut hotărâi. Vă mulțumim. Mulțumim. Domnule Lea. Eu sunt să felicit guvernul că, în sfârșit, o dată o hotărâre ca lumea care se dă să rezolve o problemă socială și care cuprinde un grup mare de oameni. De fapt, asta înseamnă problemă socială, asta înseamnă o recunoaștere a faptului că, de regulă, blocurile sunt centru orașului. Și de la blocuri plătesc cele mai mari taxe și impozite. Și trebuie până acum s-a făcut ceva pentru acești oameni, nu s-a făcut nimic. Într-adevăr, statul trebuie să facă pentru un grup de oameni, mai mare sau mai mic. Ei, aici, deja, într-adevăr, a fost utilizat un foarte mare grup de oameni. Și dacă se poate face pentru așa ceva, eu zic că e lăudabil asemenea chestie. N-am inventat-o noi la români, dincolo să face de mult.
E un sprijin care să dă și o recunoaștere a faptului pentru cei care sunt centrul orașului și plătesc taxe și impozite locale dublu sau triplu față de ceilalți care la periferie sau să zic pe o stradă principală. Iar soluția în sine cu aceste blocuri nu face decât să aducă economie.